Punctul 1. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Telorman în semestrul 1-2023. Prezintă inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Telorman. Punctul 2. Raport privind situația contractării fondurilor aprobate în bugetul PNU-ASS la data de 30.06.2023. Prezintă directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Telorman. Punctul 3. Raport privind finalizarea campaniei agricole de primăvară, implementarea unor politici agricole adecvate pentru fermieri, stimularea producției agricole prin susținerea produselor deficitare, tomate și usturoi, precum și implementarea programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție. Prezintă directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Telorman. Punctul 4. Evaluarea activității de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a autorităților publice locale la Centrul Zonal de Protecție Civilă Craiova a ISU Telorman. Prezintă inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a DEGHICA al județului Telorman. Punctul 5. Informare privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice, ai căror conducători sunt membrii Colegiului Prefectural în luna iunie 2023. Prezintă prefectul județului Telorman. Și punctul 6, punctul diverse. Materiale sunt postate pe site-ul prefecturii și v-au fost transmise și pe e-mail. De aceea îi rog pe cei care prezintă să facă o scurtă sinteză a materialelor. În continuare, dau cuvântul domnului Marinescu Paul, inspectorul șef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Muncă Telorman, pentru a prezenta materialul de la punctul 1 al ordinii de zi, raport cu privire la activitatea desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Telorman în semestrul 1-2023. Vă rog, domnule. Bună ziua! Voi prezenta activitatea Inspectoratului pe compartimente. Compartimentul relații de muncă a realizat în principal acțiuni pe linia controlului și monitorizării relațiilor de muncă. Număr total de controle 597, angajatori la care s-au depistat contravenții 46, s-au aplicat 75 de sancțiuni, din care 31 de amenzi, în valoare de 293.800 lei și un număr de 44 avertismente. Contravențiile sancționate au avut în principal ca obiect următoarele. Primirea la muncă a persoanelor fără a avea încheiat un contract individual de muncă. Acest aspect s-a identificat în urma completării a 2.105 fișeni de către salariat, fiind identificate 14 persoane fără forme legale, la un număr de 8 angajatori. S-au acordat amenzi în valoare de 240.000 de lei. Dacă motiv ar fi netransmiterea revisalului registrul unic de evidență, pentru care s-au aplicat un număr de 11 sancțiuni, din care 10 avertismente și o amendă de 300 de lei. Alt motiv pentru care s-au constatat contravenții ar fi nerespectarea timpului de lucru, timpul de odihnă, repausul săptămânal și munca suplimentară. În total, au fost dispuse 1.229 de măsuri. Majoritatea controlelor, respectiv 95%, sunt bazate pe verificarea respectării prevederilor legale, dar și conștientizarea angajatorilor pentru respectarea legislației muncii. În această perioadă despre care vorbim, semestrul 1, ITM Telorman a realizat un număr de 324 de acțiuni de informare a angajatorilor cu privire la riscurile și efectele generate de folosirea muncii fără forme legale. Au fost efectuate un număr de 65 de controle, având ca obiectiv legea 202/2002, referitoare la egalitatea de șanse, fiind constatate 3 cazuri unde au fost reclamate acțiuni de hărțuire la locul de muncă. În perioada 9 februarie-10 martie, din dispoziția Inspecției Muncii,
s-a desfășurat campania națională privind verificarea angajatorilor români referitor la modul cum se respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României. Au fost efectuate 21 de controle și s-au dispus 23 de măsuri. Tot pe această temă, în perioada 8-14 mai, au fost, în colaborare cu Biroul pentru Imigrări al județului Telorman, au fost desfășurate acțiuni de tip control, campania națională având ca scop combaterea muncii nedeclarate și angajarea ilegală a străinilor pe teritoriul României. Au fost efectuate 4 controle, fiind acordate 4 sancțiuni, amenzi în valoare de 6.000 de lei și 12 măsuri impuse. În perioada 8-15 iunie, la nivelul Inspectoratului de Muncă Telorman, s-a desfășurat campania pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcției, codurile CAIM 41, 42, 43. Au fost înregistrate următoarele rezultate: 20 de controle efectuate la angajatori din județul Telorman, nu s-au aplicat sancțiuni contravenționale, au fost dispuse 34 de măsuri. Cam atât despre compartimentul relației de muncă. Compartimentul Securitate, Sănătate, Muncă. Au fost efectuate 484 de controle, acordându-se sancțiuni contravenționale de 926 de sancțiuni, în valoare de 109.000 lei. La nivelul ITM Telorman, au fost stabilite prin programul de acțiuni următoarele campanii. Campanie națională în domeniul construcțiilor, în domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, campanie în domeniul angajatorilor care desfășoară activități de producție, depozitare și comercializare carburanți auto, campanie națională de supraveghere a pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, campanie în domeniul comercializării articolelor pirotehnice, care se va desfășura în trimestrul 4, acțiune de verificare în domeniile hoteluri și alte facilități de cazare și restaurante, acțiuni în domeniul activități de asistență spitalicească, în domeniul forestier și în domeniul chimic. Referitor la campania din domeniul construcțiilor, au fost efectuate 18 controle, fiind identificate 36 de deficiențe. S-au aplicat 34 de avertismente și 2 amenzi în valoare de 5.000 lei. În domeniul transporturilor rutiere interne de marfă și călători, au fost efectuate 39 de controle, identificate 75 de deficiențe, s-au aplicat 74 de avertismente și o amendă în valoare de 4.000 lei. În domeniul depozitării și comercializării carburanților auto, 10 controle, 28 deficiențe, 26 de avertismente aplicate și 2 amenzi în valoare de 13.000 lei. În domeniul hoteluri și restaurante, 42 de controle, 93 deficiențe, 93 de avertismente. În domeniul forestier s-au efectuat 6 controle, fiind identificate 5 deficiențe, aplicându-se 5 avertismente. Suplimentar, față de programul cadru, au mai fost derulate campanii în domeniul industriei extractive, asta după incidentul de la mine din februarie, și la unități de producere a energiei electrice. În domeniul industriei extractive au fost efectuate 6 controle, în cadrul cărora au fost
identificate 4 deficiențe și aplicate 4 avertismente. În domeniul producerii energiei electrice au fost efectuate 6 controle, în cadrul cărora au fost identificate 14 deficiențe și aplicate 14 avertismente. În din 2013, în colaborare cu inspectoratele școlare, Inspecția Muncii desfășoară acțiunea națională concurs Știu și Aplici, Securitatea, Sănătatea în Muncă se depinde de băncile școlii. În cazul nostru, în județul Telorman, Comisia Județeană de Organizare a fost susținută de o echipă de cadre didactice care au coordonat 20 de echipaje, a câte 2 elevi de la 7 licee teoretice și tehnologice din județ. Concursul s-a desfășurat la Liceul Tehnologic Nicolae Băcescu din Alexandria. Referitor la accidente de muncă, total accidente comunicate 43, accidente mortale 3, accidente cu incapacitate temporară de muncă 6. Cele 3 accidente mortale sunt 2 patologice, respectiv un accident vascular cerebral și cardiac și unul de traseu, un accident de circulație pe drumul dinspre locul de muncă spre casă al angajatului. În semestrul 1 nu s-au înregistrat cazuri de boală profesională. Compartimentul relației cu publicul. La ITM Telorman au fost primite și înregistrate un număr de 172 de petiții, din care 123 pentru relațiile de muncă. Principalele probleme prezentate se referă la munca nedeclarată, acordarea de salariu, concediu de odihnă, mai precis calcul acordare plată, orele suplimentare de muncă, adeverințe de angajat de salariu, transparența veniturilor, programul de lucru și altele. Pentru rezolvarea acestora s-a desfășurat o activitate complexă, constând în efectuarea de controle la societățile reclamate, s-au verificat documente, atât operațiunile de control efectuate în baza sesizărilor, care s-au dovedit întemeiate, au condus la sancționarea contravențională a angajatorilor vinovați. În vederea soluționării aspectelor relevate de petenți, inspectorii de muncă au dispus măsuri de respectare a prevederilor legale încălcate. Pentru compartimentul Sănătate și Securitate Muncă au fost primite 8 petiții provenind de la cetățeni, prin care s-a reclamat nerespectarea măsurilor de sănătate și securitate în muncă. Aspectele semnalate au fost verificate și soluționate în raport cu situația constatată. 21 din petiții au fost comune atât pentru VM cât și pentru SM. 40 de petiții au fost redirecționate inspectoratelor de muncă din alte județe sau altor autorități și instituții publice. S-au întocmit 15 referate de clasare în cazul petițiilor care nu au respectat cerințele prevăzute pentru activitatea de soluționare a petițiilor. Toate răspunsurile la petiții sunt formulate în termenul legal și sunt semnate de inspectorul șef sau persoana împuternicită și de șeful compartimentului care soluționează petiția. Compartimentele implicate în soluționarea petițiilor au dat dovadă de operativitate în analiză și cercetarea amănunțită a tuturor aspectelor sesizate. Nu au fost constatate abateri disciplinare de la prevederile legale privind activitatea de soluționare a petițiilor. Cam asta a fost prezentarea. Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru raport și pentru activitatea desfășurată în semestrul 1. Dacă aveți întrebări pe marginea materialului prezentat,
întrebarea urmată de făcut. Din raportul prezentat am constatat că la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Telorman există un plan de activități clar definit, corelat cu programele și campaniile derulate la nivel național. Acestea vizând cea mai mare parte dintre fenomene cu potențial impact negativ asupra activității agenților economici și a climatului economic al județului. Un aspect negativ îl constituie numărul încă mare al accidentelor de muncă înregistrate în primele 6 luni ale anului, respectiv 43, din care 3 soldate cu decesul unor persoane, iar 6 cu incapacitatea temporară de muncă. Acesta este un aspect asupra căruia vă solicit să vă intensificați activitățile în ceea ce privește prevenția și conștientizarea atât a responsabililor din cadrul companiilor și autorităților publice, cât și a lucrătorilor. Un alt aspect asupra căruia vă solicit să vă îndreptați atenția este acela legat de perioadele cu temperaturi extreme, în care trebuie să urmăriți respectarea legislației aferente de către agenții economici și instituțiile publice în ceea ce privește protecția lucrătorilor prin asigurarea unor condiții de muncă adecvate, având în vedere supra-solicitarea fizică și psihică a lucrătorilor pe toată această perioadă. Avem campanie la nivel național pe tema asta. Știu că este o campanie, că am și discutat-o săptămâna trecută, dar vreau să intensificați un pic la acțiunile în sensul ăsta. Vă mulțumesc frumos! În continuare, aș să dau cuvântul domnului Nicu Șorpiță, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Telorman, pentru a prezenta materialul de la punctul 2 al ordinii de zi, raport privind situația contractării fondurilor aprobate în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, FNUASS, la data de 30.06.2023. Vă rog, domnule. Potrivit articolului 256 din legea 95/2006, Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, adică FNUASS, pe scurt, se compune special și se formează din contribuții ale persoanelor fizice, sumele care se distribuie fondului din contribuția asiguratorii pentru muncă, sumele provenite din protocoalele încheiate de Casa Națională cu deținătorii de autorizații de punere pe piață sau reprezentanții legale ale acestora, din subvenții de la bugetul de stat, din sumele ale Ministerului Sănătății și din alte surse, donații, sponsorizări, dobânzi și exploatarea patrimoniului Casei Naționale sau ale Caselor de Asigurări de Sănătate. Ce trebuie remarcat este că toate aceste contribuții sunt colectate de către Ministerul Finanțe, prin ANAF și instituțiile subordonate acestuia. Casa de Asigurări de Sănătate sau Casa Națională nu colectează contribuții din care se formează Fondul de Asigurări de Sănătate, ci administrează doar bugetul repartizat de Ministerul Finanțe. Bugetul alocat de către Casa Națională asigură finanțarea următorului program. Programul Național privind asigurarea asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate. Programe Naționale de Sănătate Curative. Programul privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum, cost-volum rezultat. Programul privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Managementul și administrația. Și transferul din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate către unitățile sanitare publice pentru acoperirea creșterilor salariale. În anul 2023, până la data prezentei, vorbim, creditele de angajament aprobate pentru fiecare program în parte se prezintă după cum urmează. Pentru Programul Național privind asigurarea asistenței medicale, avem un credit de angajament aprobat în sumă de 268.267,19 lei. Programe Naționale de Sănătate Curativă, 30.127,58 lei. Programul privind medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum, 6.805,62 lei. Programul privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, 20.819 lei. Managementul și administrația, 5.616,63 lei. Transferul din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate către unitățile sanitare publice pentru acoperirea creșterilor salariale, 125.083,21 lei. Așa cum se observă, contra cea mai mare obține Programul Național privind asigurarea asistenței medicale a medicamentelor și instituțiilor medicale din total buget alocat. Prin acest program se asigură finanțarea următoarelor domenii de asistență medicală.
medicamente cu și fără contribuție personală. Proiecte de angajament aprobate la data prezentă. 43.855 lei. Dispozitive și echipamente medicale. 5.317 lei. Asistență medicală primară. 67.881 lei. Asistență medicală pentru specialități clinice. 24.690 lei. Asistență medicală stomatologică. 2060 lei. Asistență pentru specialități paraclinice. 13.747,78 lei. Asistență medicală în centrele medicale multifuncționale. 1.008 lei. Servicii medicale în unități sanitare cu pată. 101.441,87 lei. Prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale. 1.306,54 lei. Acest program asigură finanțarea asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, având obiectiv asigurarea protecției asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu și ocrotirea sănătății populației în accesul la un pachet de servicii de bază în condițiile utilizării eficiente a fondului și urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea calității vieții acesteia. Raportat la necesitățile anului de acest program de sănătate, pe fiecare domeniu de asistență medicală din acest program se observă că este o necesară suplimentară pentru a fi acoperit până la 100 de către Ministerul de Finanțe Publice. Și anume, la medicamente cu și fără contribuție personală, sumele trebuie să crească de la 43.000 de lei, cum am spus, până la 57.000 de lei. La dispozitive medicale, de la 5.300 lei la 5.858 lei. La spitale, de la 108.441 de lei la 128.000 de lei. Și așa mai departe, pe total, de la 268.267,19 lei la 314.545,0 lei. Aceste sume, cum se știe întotdeauna, Ministerul de Finanțe, prin rectificare bugetară, a asigurat suplimentarea în bugetul fondului sumele necesare pentru a se plăti toate serviciile medicale de care avem cerut asigurați în anul respectiv. Și în anii anteriori, acest lucru s-a întâmplat de fiecare dată. Alocarea sumelor se face pe principii prudențiale, analizându-se execuția pentru primul semestru. Indicatorii fizici asociați acestui program de sănătate se prezintă după cum urmează. Medicamente cu și fără contribuție personală. Număr de persoane beneficiare, 138.000 estimăm că va fi beneficiare în anul 2023, în creștere de la 118.000 în anul 2021. Dispozitive medicale, o creștere de la 1.698 de persoane beneficiare în anul 2021 la 2.300 de persoane beneficiare în anul 2023. La asistența medicală primară estimăm că în anul 2021 au fost 287.000 de persoane înscrise în listele medicilor familie, estimăm că în anul 2023 vor fi 300.000 de persoane înscrise în listele medicilor familie. La asistență medicală în centrele medicale multifuncționale, mă refer la servicii medicale de recuperare în ambulatoriu, număr persoane beneficiare în anul 2021, 2232 de persoane, estimăm pe bugetul necesar pe la anul 2023 că vor fi beneficiare 3.000 de persoane. La spitale, în 2021 au beneficiat de servicii medicale 57.000 de persoane, estimăm că la anul 2023 vor fi 93.000 de persoane. Aici avem o particularitate cunoscut prin perioada de pandemie. Adesabilitatea sau problemele personale nu s-au mai rezolvat în zona de spital. Spitalul a fost un pic fără adesabilitate și de aceea au crescut în mod constant. În 2021, 57.000, în 2022, 72.000, estimăm în 2023 că vor fi 93.000 de persoane tratate în spitalul din Teleorman. Furnizorii aflați în contract la 30 iunie, pentru medicamente cu și fără contribuție personală, 41 de furnizori.
Dispozitive și echipamente medicale, 80 de furnizori. Pentru asistența medicală primară, 140 de furnizori. Pentru asistență medicală pentru specialități clinice, 80 de furnizori. Asistență medicală stomatologică, 35 de furnizori. Asistență medicală pentru specialități paraclinice, 18 furnizori. Asistență medicală în centre medicale multifuncționale, 5 furnizori. Servicii medicale în unități sanitare cu 4, 7 spitale. Prestații medicale acordate în baza documentelor internaționale, avem relații cu 27 de țări. Al doilea program, Programul Național de Sănătate pentru Medicamente din Programul Național de Sănătate Curativă. Vizează acțiuni multianuale ce se stabilesc și se desfășoară pe bază de contract încheiate între unitățile de specialitate, unități sanitare cu paturi și farmaciile cu circuit deschis și casele de asigurări de sănătate, beneficiarii acestora fiind bolnavii civili pentru acordarea tratamentelor specifice de contate din bugetul fondului până la vindecarea respectivă de afecțiuni. Are ca obiectiv asigurarea accesului pacienților la medicamente, materiale sanitare, servicii medicale și dispozitive medicale utilizate în cadrul Programelor Naționale de Sănătate Curative în cadrul Sistemului de Asigurări Sociale de Sănătate. În cadrul acestui program, în județul Telorman sunt finanțate următoarele domenii de asistență medicală. Pentru medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în Programele Naționale de Sănătate cu scop curativ, avem Programul Național de Tratament pentru Boli Rare. Buget alocat la momentul acesta 3.926,22 lei, necesar până la sfârșitul anului 7.100,34 lei. Programul Național de Tratament al Hemofiliei și Talasemiei. Buget alocat 183,39 lei, necesar, același buget este alocat în totalitate. Pentru Programul Național de Diabet Zaharat, buget aprobat la momentul acesta 9.869,16 lei, necesar 17.196,17 lei. Programul Național de Transplant de Organe, buget aprobat 243,21 lei, buget necesar până sfârșitul anului 191.000 lei. Aici numărul de persoane care beneficiază de acest program a scăzut. Programul Național de Oncologie, buget aprobat 3.955,25 lei, buget necesar 7.622 lei. Servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală, buget aprobat 11.610,29 lei, buget necesar 17.717,84 lei. Așa cum se înstrăvă și la acest program, este necesară o suplimentare a fondurilor alocate de către Ministerul Finanțelor Publice și de când am întâlnit acest lucru se întâmplă prin rectificări bugetare, după analiza execuției bugetare la semestru 1. Indicatorii fizici asociați acestui program se prezintă pe cum urmează. Pentru Programul Național de Tratament pentru Boli Rare, numărul de beneficiari în anul 2021 a fost 17 persoane, în anul 2022 18, în anul 2023 16 persoane. Programul Național de Tratament al Hemofiliei și Talasemiei, 12 persoane în 2021, 7 persoane în 2023. Diabet Zaharat, 14.000 de persoane în 2021, estimăm o reducere a numărului la 11.035 de persoane. Programul Național de Transplant de Organe, 37 de persoane în 2021, 44 de persoane în 2023. Programul Național de Oncologie, 1.117 persoane, 561 de persoane în 2023. Vreau să rectific că acestea sunt persoane care sunt, care pot, se pot acoperi tratamentul pe bugetul alocat la momentul acesta. Deci 561 persoane față de 1117 cât a fost în 2021. La dializă și hemodializă peritoneală, 251 persoane în 2021, 213 persoane beneficiază în acest moment de aceste servicii. Număr de furnizori aflați în contract cu acest program de sănătate se prezintă cum urmează. Pentru Programul Național de Tratament pentru Boli Rare, 43 de furnizori. Pentru Programul Național de Tratament al Hemofiliei și Talasemiei, un singur furnizor. Se derulează prin circuit închis farmacia Spitalului Județean Alexandria. Programul Național de Diabet Zaharat, 42 de furnizori. Programul Național de Transplant de Organe, 41 de furnizori.
Programul Național de Oncologie, 45 de furnizori. Programul Național de Diabet Zahar pentru teste de automonitorizare a glicemiei, 41 de furnizori. Pentru furnizori de servicii medicale de hemodializă, avem 2 furnizori de dializă pre-canal. Furnizor de evaluare a bolnavilor de diabet zahărat, un singur furnizor. Programul privind medicamentele care fac obiectul contractelor COSVOLU. Asigură acțiunile destinate protejării sănătății, promovării sănătății în legătură cu determinanți ai stării de sănătate, respectiv stil de viață, condiții de mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate și de prevenție. Obiectivul programului asigură accesul pacienților la medicamente inovative prin intermediul contractelor COSVOLU, ce reprezintă mecanisme prin care se asigură sustenabilitatea și credibilitatea costurilor. În cadrul acestui program, în județul Telomar sunt finanțate următoarele domenii de asistență medicală. Medicamentele cu și fără contribuție personală și medicamentele pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programul național cu scop curativ. Programul Național de Oncologie și Programul Național de Medicament pentru boli rare. Comparativ cu perioada anterioară a anului, a perioadei 2021-2022, situația sumelor alocate în anul 2023 se prezintă astfel. La medicamente cu și fără contribuție personală, în anul 2021 am avut 1891,64 de lei, în 2022 4600,60 de lei, în 2023 4138,46 de lei. La medicamente pentru boli cronice cu risc crescut, în anul 2021, 6.171,39 lei, în 2022, 4.564,01 lei și în 2023, 2.667,16 lei. Programul privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Asigură acordarea dreptului persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. La concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Obiectivul programului este asigurarea măsurilor care să vină în sprijinul persoanelor asigurate, aflate în incapacitate temporară de muncă, protecția asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu, în condițiile utilizării eficiente a Fondului Național al Unei de Asigurări Sociale de Sănătate. În cadrul acestui program, în județul Telomar sunt finanțate în următoarele domenii. Asistență medicală în caz de boală și invaliditate și asistență socială pentru familie și copii. Creditele de angajament aprobate pentru cele două programe, în total 20.819.000 lei pentru plata tuturor concediilor medicale la care au făcut angajatorii solicitări de punctul de restituire, suma necesară este de 30.164.000 lei. Evoluția sumelor alocate acestui program se regăsește în tabelul din raport și se prezintă astfel. Pentru asistență socială în caz de boli și invalidități, în anul 2021, 9.408,51 lei, în 2022, 20.116,90 lei, în 2023, 23.509,11 lei. Pentru familie și copil, 3.076,81 lei, în 2022, 6.681.000 lei și în 2023, 6.654,99 lei. Creșterea sumelor plătite în anul 2023 și 2023 este generată de situația pandemică din perioada 2020-2022, unde numărul de certificate de concediu medical a avut o evoluție crescătoare, după cum urmează. În 2020, 37.818 certificate de concediu medical. În 2021, 41.986 de certificate de concediu medical și în 2022, 44.345 de certificate de concediu medical. Programul managementul și administrația. Managementul public este în strânsă corelație cu activitățile desfășurate în sectorul public, în complexitatea și dinamica sa, precum și cu politicile adoptate și stabilite în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Programul asigură finanțarea cheltuielor de administrare și funcționarea activității caselor de asigurări de sănătate respectiv. Cheltuieli de personal, cheltuieli materiale proprii de funcționare, cheltuieli de capital, cheltuieli pentru taxa de handicap și de spăgubiri civile, cheltuieli cu dobânzi. Obiectivul programului constă în utilizarea eficientă a resurselor financiare în vederea atingerii obiectivelor organizaționale și realizarea unui sistem de asigurări sociale de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba interesului public și a asiguratului, care are rolul de a îmbunătăți starea de sănătate a populației.
Managementul din sistemul sanitar urmărește coordonarea și controlul serviciilor în raport cu obiectivele stabilite. Casa de Asigurări Sănătate Telemac, ca instituție publică, cu personalitate juridică cu buget propriu, în subordinea Casei Naționale de Asigurări Sănătate, își desfășoară activitatea potrivit atribuțiilor conferite de legea 95/2006, cu modificările și completările ulterioare. Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări este a gestionarea bugetului aprobat, respectând politica și strategia unitară în domeniul asigurării sociale de sănătate, stabilită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Structura organizatorică a Casei de Asigurări de Sănătate este prezentată în anexă, la prezentul raport și cuvinte. Structura de conducere, formată din directorul general, director executiv, 3 posturi și șef de serviciu sau șef de birou, 3 posturi. Structura de execuție, formată din funcționari publici și personal contractual, 48 de posturi. Din cele 55 de posturi aprobate, sunt ocupate 48, restul de posturi sunt vacante sau temporar vacante. Pentru realizarea atribuțiilor instituționale și asigurarea calității serviciilor oferite în cadrul unui sistem planificat de eforturi comune, în care fiecare participant are un rol bine definit și sarcini sau atribuții bine definit pentru atingerea obiectivelor organizaționale, bugetul alocat pentru funcționarea instituției se prezintă astfel. Pentru cheltuieli de personal, 4.960.000, necesar pentru acest an 5.095.000. Pentru cheltuieli cu bunul servicii pentru întreținerea și funcționarea instituției, 644.063.000, necesar 704.000. Cheltuieli de capital, 12.000 lei, necesar 12.000. Evoluția sumelor privind cheltuielile de personal și celelalte cheltuieli în 2021-2023. În 2021, pentru cheltuieli de personal, 4.833.069.000 lei, în 2022, 4.971.000 lei și în 2023, 4.960.000 lei. Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea instituției, 588.41 în 2021, 679.67.000 lei în 2022 și 644.63.000 lei în 2023. Potrivit legii 95, articolul 271, alineatul 1, literal B, cheltuielile de administrare, funcționare și de capital trebuie să se încadreze în maximum 3% din încasările Fondului Național Unit de Asigurări Sociale de Sănătate, condiția legală fiind respectată după cum urmează. Încasări la Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate la nivelul județului Telemac. În 2021, 227.354.57 lei, cheltuieli de administrare, 5.468.10 lei. Proponderea în total venituri, 2,41%. În 2022, procentul a fost de 1,74% și în 2023 este de 1,93%. Deci cu mult sub limita de 3% permisă de lege. Programul transferului din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale. Asigură finanțarea cheltuielor reprezentând influențele financiare determinate de creșterile salariale de care beneficiază personalul din unitățile sanitare publice sau unitățile care au ca asociat unic unitățile administrative teritoriale aflate în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din anul 2018, în baza legii 153/2017, Casa de Asigurări asigură prin transferul din bugetul fondului către bugetul unităților sanitare cu paturi sumele necesare acoperirii cheltuielilor generate de creștere salariale aprobate prin lege. În anul 2023, suma aprobată prin buget se prezintă astfel. S-au aprobat 125.083.021.000 lei față de un necesar de 137.500.000 lei, estimat în acest an. Evoluția sumelor în perioada 2021-2023 se prezintă după cum urmează. În 2021, 143.995.062.000 lei. În 2022, 142.052.010.000 lei și în 2023, 137.372.750.000 lei. Sumele transferate au fost mai mari în anul 2021 și 2022 față de sumele estimate a fi transferate în anul 2023, pentru că în anul 2021 și 2022 situația pandemică a generat cheltuieli de personal mai mari, urmare a faptului că personalul din cele două spitale suport COVID au avut majorări salariale mai mari, cum a fi sporul pentru condiții deosebit de periculoase. Pe tot parcursul semestrului 1-2023 s-a urmărit realizarea unei bune execuții bugetare a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate prin monitorizarea plăților, a creditelor deschise pentru plata serviciilor medicale
și evitarea monotonțele stante. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult, domnul director. Dacă sunt întrebări pe baza materialului prezentat, dacă nu, am să fac câteva precizări. În primul rând, mulțumesc pentru raport. Din conținutul raportului reiese că în acest moment, la nivelul instituției dumneavoastră, se află în derulare programe naționale atât în domeniul asistenței medicale, a medicamentelor, cât și a concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, fiecare dintre acestea având aprobate credite de angajament, care însă, în majoritatea cazurilor, se situează sub necesarul pentru acoperirea cererii de servicii medicale aferente fiecărui domeniu. În acest context, pentru asigurarea unui act medical de calitate și a medicamentelor necesare tratamentului unor boli rare sau cronice, se impune suplimentarea fondurilor alocate până la asigurarea trebuilor necesare. Însă, trebuie avut în vedere că pe viitor să se identifice și să se implementeze mecanisme prin care să se asigure sustenabilitatea și predictibilitatea costurilor. Numai așa, sistemul de sănătate public va deveni sustenabil și finanțat corespunzător, iar serviciile oferite de acesta vor fi adecvate și adaptate la nevoile beneficiarilor. Având în vedere importanța activității instituției pe care o conduceți, cât și necesitatea implicării tuturor factorilor de decizie în asigurarea condițiilor optime de funcționare a sistemului sanitar, vă rog să mă țineți la curent cu evoluția activității și cu dificultățile pe care le întâmpinați, pentru a putea face demersurile necesare de soluționare în timp util, astfel încât beneficiarii sistemului să nu fie afectați. Exact ce am discutat acum, sumele sunt solicitate și în materialul respectiv. Mulțumesc frumos! În continuare am să dau cuvântul domnului Barbu Marinel, director executiv adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană Telorman, pentru a prezenta materialul de la punctul 3 al ordinii de zi, raport privind finalizarea campaniei agricole de primăvară, implementarea unor politici agricole adecvate pentru fermieri, stimularea producției agricole prin susținerea produselor deficitare, tomate și usturoi, precum și implementarea programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de producție. Vă rog frumos. Bună ziua! Achizițiile desfășurate de Direcția pentru Agricultura Județeană Telorman anul 2023 au avut loc la baza aplicării politicilor și strategiilor agroalimentare și dezvoltare rurală emise de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și eficientizarea acestora în contextul de dezvoltări rurale durabile. Campania agricolă din primăvara acestui an a întreținut caracteristici unei evoluții apropiate de normal în efectuarea lucrărilor de pregătire a terenului, semănat cu cultură și aplicarea complexului de măsuri tehnologice pentru realizarea de producții ridicate și eficiente economic la culturile de câmp. Semănatul culturilor de primăvară. Trebuie subliniat faptul că, spre deosebire de anii precedenți, evoluția condițiilor naturale privind cantitățile și distribuția precipitațiilor, condițiile din timpul iernii și desprimăvărarea timpurii au fost, în general, numai apropiate de cerințele culturilor și au favorizat desfășurarea lucrărilor în câmp. Din totalul suprafețe arabile pe județul Telorman, adică 458.437 hectare, au fost însămânțate în toamnă 281.476 hectare, urmând ca în primăvara anului 2023 să fie însămânțate pe culturi o suprafață de 176.961 hectare. Însămânțările de primăvară, în anul 2023, conform datelor furnizate de fermierii telormăneni, se prezintă în următorul fel. Floarea soarelui a fost însămânțată pe 81.600 hectare, porumb pentru boabe 56.643 hectare, mazăre boabe 6.184 hectare, soia boabe 612 hectare, tutun 98 hectare, tomate 960 hectare și cartofi 745 hectare. Mai prezint și parcul de tractoare, tot în urma
declarațiilor fermierilor, parcul de tractoare și mașini agricole care sunt utilizate în, la momentul respectiv în Telorman, adică tractoare avem 6463 de bucăți, pluguri pentru cultura mare 52.000, grape cu discuri combinatoare 36.094, semănători culturi coioase 1.554, semănători pentru culturi prăjitoare 1.110, combine recoltat 1.240. Un obiectiv important în cadrul programului de guvernare pentru agricultură este refacerea balanței import-export pentru produsele deficitare, în scopul reducerii importului și asigurarea consumului din producție internă. Începând cu anul 2017, MEADR derulează programul pentru susținerea produselor deficitare prin selectarea pe bază datelor statistice a produselor agroalimentare deficitare. Programele implementate de Direcția pentru Agricultură Județeană Telorman sunt următoarele. În anul, în primăvara 2023, hotărârea de guvern 1659/2022 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate, au fost depuse un număr de 637 de cereri și beneficiari înscriși, din care 632 eligibili la o suprafață de 63,2 hectare. Cu hotărârea de guvern 393/2023 pentru aplicarea schemei programului de susținere a producției de usturoi în anul 2023, 186 de beneficiari înscriși, 172 de beneficiari eligibili. Hotărârea 394/2023, programul de susținere a producției de cartofi, s-au înscris 23 de beneficiari și toți sunt eligibili. Acum, legea 195/2018, programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție. Ajutorul de asta se acordă fermierilor care desfășoară activități de reproducție sau creștere ori îngreșarea suinelor prin investiții pentru realizarea de locuri noi de cazare în ferme de reproducții noi sau în ferme de reproducție aflate în activitate care își măresc capacitatea de cazare, pentru investiții în locuri de cazare și pentru reproducție în ferme aflate în conservare la data intrării în vigoare a prezentei legi. În acest scop au fost depuse două solicitări, beneficiarii fiind SECE Roalnic Farm SRL, care s-a înscris în programul în vederea creșterii capacității de cazare a ferme de reproducție aflate în activitate, cu o valoare totală a investiției de 17.316.007 lei și SECE Agrovapor Farm SRL, înregistrat în programul în vederea înființării unei ferme de reproducție, valoarea totală a investiției fiind de 64.357.394 de lei. Acestea sunt activitățile Direcției pentru Agricultură în primăvara anului 2023. Mulțumesc frumos pentru raport. Să am și în cazul noastră câteva precizări și întrebări. Din informațiile prezentate rezultă că evoluția condițiilor naturale privind cantitățile și distribuția precipitațiilor, precum și a celor din timpul iernii și primăverii, au fost apropiate de cerințele culturilor, favorizând dezvoltarea acestora în condiții normale. Am mai remarcat din raportul dumneavoastră că la nivelul județului, din totalul terenului agricol de 500.195 de hectare, suprafața de 494 de hectare o reprezintă teren agricol neutilizat. Care este motivul pentru care această suprafață de teren nu este utilizată și există un plan pentru radierea ei din circuitul agricol? Este neutilizată pentru că terenurile sunt neproductive, sunt situate în zone greu accesibile sau mlaștini, eu știu, în zone cu risc de inundații și așa mai departe. Din cauza asta sunt și terenuri pe lângă cele agricole care nu se pot utiliza. Și nu pot fi neapărat scoase din circuitul agricol. Asta nu mai se face numai la solicitarea cuiva sau a OAT-urilor sau a fermierilor sau a proprietarilor. Mulțumesc. În ceea ce privește stimularea producției agricole, prin susținerea produselor deficitare, tomate, usturoi, cartofi, menționați în raport, citesc, se impune accelerarea modernizării agriculturii pentru a asigura o hrană sănătoasă necesară întregii populații, recâștigarea pieței interne, un trai decent fermierilor, reducerea importurilor și creșterea exporturilor de produse agroalimentare.
Pentru realizarea acestor obiective, există la nivelul Ministerului sau a direcțiilor județene programe, proiecte sau planuri de acțiuni care să aibă ca finalitate obiectivele menționate anterior și în ce constă acestea? Se vede o creștere de la an la an, spre exemplu, anul trecut la programul automat am 470 de beneficiari, anul ăsta avem 637 de beneficiari. La cartof am avut un singur beneficiar eligibil în anul 2022, în anul 2023 avem 23. La fel și usturoi, aici se face referire la suprafața ocupată cu usturoi, nu și la numărul beneficiarilor. Anul trecut, în 2022, am avut 115, anul ăsta avem 172, o suprafață de 218 hectare. Din asta rezultă, nu știu, o prosperitate și interesul fermierilor către agricultură și sunt receptivi la programele. Sunt programe noi apărute? Nu, programe noi nu sunt apărute, de exemplu cu cartoful, care noi în direcție am încercat să-l implementăm, deși perioada optima cartofului se face referire la cartoful de toamnă, nu la cartoful timpurii. La noi, pe urmă, în majoritatea suprafețelor sunt cartofi timpurii, nu cu cartofii de vară sau de toamnă. Dar am încercat și am reușit ceva cu cartoful. Mai suprafața considerabilă, de la un hectar 30 la 60 și ceva de hectare. Alte programe nu sunt. Nu sunt deocamdată la nivelul Ministerului. Și s-a mărit și subvenția la cartof? Da, subvenția la asta. Da, subvenția la asta. Nu, ca și sprijin tot 200 de euro pe hectare la cartof. 3.000 de euro la usturoi și 3.000 pe hectar și 3.000 de euro la tomate pe 1.000 de metri pătrați. Vă mulțumesc frumos! În continuare, am să dau cuvântul domnului colonel Marius Stancu, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență a Ghical, județului Telorman, pentru a prezenta materialul de la punctul 4 al ordinii de zi. Evaluarea activității de pregătire în domeniul situațiilor de urgență a autorităților publice locale la Centrul Zonal de Protecție Civilă Craiova și la ISU Telorman. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule prefect. Rezultatele activității de pregătire a populației au fost și sunt analizate permanent atât la nivelul inspectoratului, cât și în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, stabilindu-se modalități de îmbunătățire a acestora. Printre neajunsurile și greutățile întâmpinate în desfășurarea activităților de pregătire din competența inspectoratului, amintim participarea în procent mic a personalului planificat la programele de pregătire organizate la nivelul fiecărui operator economic și a unităților administrative teritoriale, precum și la cele organizate de către Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Receptivitate scăzută manifestată de administrația publică locală pentru susținerea activității de pregătire profesională a personalului serviciilor voluntare. Iar în vederea îmbunătățirii prezenței la activitățile de pregătire a personalului planificat și dezvoltarea competențelor profesionale ale acesteia, s-au luat și se vor lua în continuare măsuri. Aplicarea legislației în vigoare privind sancționarea participării personalului desemnat la activitățile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, informarea instituției prefectului ori de câte ori este nevoie cu privire la desfășurarea activităților de prevenire, de pregătire, efectuarea de măsuri necesare către factorii de decizie a administrației publice locale în vederea asigurării fondurilor necesare susținerii activităților de pregătire executate de către personalul serviciilor voluntare pentru situații de urgență. Ca și procentaje de participare, nivelul de participare la cursul de pregătire cu scoatere de la locul de muncă 5 zile organizat la Centrul Zonal de Pregătire și Protecție Civilă Craiova în perioada februarie-iunie 2023 este scăzut comparativ cu nivelul de pregătire la același curs organizat în perioada februarie-iunie 2022. Astfel, ca și procentaj de prezență în 2022, am avut 39,06%, 2023, 27,08%. Pentru
participarea la activitățile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență organizate și desfășurate în baza planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2023 de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ADGIC al județului Telorman, comparativ cu prezența la activitățile de pregătire în domeniul situațiilor de urgență organizate și desfășurate în baza planului de pregătire în anul 2022, procentajul de prezentare se prezintă astfel. Pentru președinții comitetelor locale pentru situații de urgență, în acest an avem un procent de 53,60% mai mare față de procentajul realizat anul trecut. La conducător, director de unități, instituții de învățământ și personal didactic desemnat să execute pregătirea, avem un procentaj de 100%. Au fost planificați 137, prezenți 137. Șef servicii voluntare pentru situații de urgență, la convocările de pregătire semestrială, planificați 92, prezenți 52, un procentaj de 56,52%. Șef servicii private pentru situații de urgență, 8 convocați, prezenți 3, un procentaj de 37,50%. Reprezentanți ai unităților de cult, procentajul este de 80,71%. Reprezentanți unități silvice, procentajul este de 100%, și anul acesta, dar și anul trecut. Director administrator unități de turism, procentaj de 45,45%, mai scăzut față de cel de anul trecut, care a fost înregistrat ca și valoare la 54,54%. Reprezentanți Asociației Agricole, procentajul a fost de 100% în acest an. Au fost planificați 33, 33 s-au pregătit la instruirea care s-a executat la nivelul Inspectoratului Județean. Iar la reprezentanții operatorilor economici care colectează deșeuri metalice, au fost planificați la instruirea anuală 6 operatori, procentaje de 50% s-au prezentat 3. Cam acestea sunt rezultatele cu prezența personalului planificat, atât la Craiova, cât și la nivelul instituției. Vă mulțumesc frumos pentru raport și pentru activitatea desfășurată în acest an. Dacă sunt întrebări pe baza materialului prezentat, dacă nu, am să fac și în cazul dumneavoastră câteva precizări. În ceea ce privește activitatea de pregătire în domeniul situațiilor de urgență, autorităților publice locale aferentă semestrului 1 al anului 2023, constat și de această dată că implicarea și receptivitatea reprezentanților administrației publice locale se menține la un nivel foarte scăzut, deși domeniul este unul de actualitate și de interes pentru orice cetățean. Cu atât mai mult, reprezentanții autorităților publice locale trebuie să înțeleagă importanța fenomenului și să se implice activ în crearea unor specialiști din domeniu care să fie gata oricând să răspundă la provocările din ce în ce mai mari, generate atât de schimbările climatice, cât și de lipsa de informare și conștientizarea impactului pe care situațiile de urgență le pot avea atât asupra indivizilor, cât și a comunităților în ansamblul lor. Solicit pe această cale conducătorilor, autorităților publice locale, a instituțiilor publice și companiilor să se implice mai mult și să colaboreze mai strâns cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, astfel încât să putem răspunde în timp util și cu cele mai adecvate metode și resurse în cadrul apariției oricărei situații potențial distructive, atât asupra oamenilor, cât și a bunurilor acestora. Vă mulțumesc! Vom trece la punctul 5. Informare privind activitatea desfășurată de serviciile publice și instituțiile publice ai căror conducători sunt membri ai Colegiului Prefectural. În luna iunie, aceasta v-a fost comunicată. Dacă aveți întrebări pe marginea acestui raport. Dacă nu, trecem la punctul 6, diverse. Dacă aveți probleme pe care doriți să le supuneți atenției colegilor, vă rog. Vreau să vă prezint o situație mai puțin plăcută care s-a întâmplat aseară, în jurul orelor 17, a avut loc un incendiu pe raza ocolului Sipingoșor de PD, un incendiu care s-a propagat de pe terenul agricol și a afectat și fondul forestier,
pe o suprafață de aproximativ 23 de hectare, unde s-a produs și o pagubă materială, afectând atât plantațiile tinere, cât și arboretul matur. Incendiul a fost stins în jurul orelor 23:30 cu ajutorul Inspectoratului de Situații de Urgență, cu care a participat cu toate efectivele și mulțumim pe această cale și sperăm să nu mai avem evenimente de acest gen. Vă mulțumesc! Prefect, s-a legat și de această situație și cred că ați văzut și dumneavoastră și cei care sunt despre grupul acela de WhatsApp cu incendiile de vegetație. Într-adevăr, aseară efectivele suplimentate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au acționat în acea zonă. De fapt, au fost mult mai multe intervenții la nivelul județului simultan, drept pentru care am emis și eu un scurt mesaj pentru autoritățile locale, pentru că la un moment dat exista posibilitatea să nu mai avem absolut nicio resursă să alocăm în alte locuri. Și am rugat pe domnii primari să-și asigure această parte de intervenție, pentru că intră și în domeniul de activitate al dumnealor. De ce spuneam că se leagă? Executăm aceste activități de pregătire a serviciilor voluntare. Procentajul este foarte scăzut. Nici legiuitorul nu ne permite să aplicăm niște sancțiuni cât de cât mai dure. Amenda pentru neparticipare la aceste cursuri este de 50 de lei. Toți cei care nu au fost planificați și nu au venit cu niște justificări concrete privind neparticiparea, au fost sancționați contravenționat. Dar se ridică întrebarea, dacă nu pregătim aceste servicii voluntare, la un moment dat, când vom fi nevoiți să le folosim, cu siguranță vom folosi niște oameni nepregătiți, pe care îi aruncăm în lupta cu situația de urgență și de aici și pot apărea probleme mult mai grave, inclusiv aspecte legate de integritatea lor fizică. De aceea, cred că ar trebui să conștientizeze tot ceea ce înseamnă autoritatea locală necesitatea participării la aceste cursuri, pentru că sunt utile. Și cei care au fost acolo, începând de la primar și șef de serviciu voluntare, au venit cu un bagaj destul de bun de cunoștință. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui schimbat un pic legislația. Amenzile, din păcate, sunt foarte mici și atunci își permit luxul acesta să nu participe. Cred că dacă ne-am unit forțele, ca să zic așa, și vom trimite adrese către guvern și către superiorii dumneavoastră, cred că putem găsi soluții în sensul ăsta să putem să-i forțăm, pentru că, la urmă urmei, este și interesul lor ca aceste probleme să nu se mai întâmple pe raza OAT-urilor. Și cred că ar fi benefic o adresă în sensul ăsta. Vă mulțumesc frumos. Dacă să aveți în vedere, domnule, perfect, pe tema modificării cuantumurilor amenzilor, să, în acea solicitare pe care o veți face către guvern, să umble și la cuantumul amenzilor în ceea ce privește incendiile de miriști și terenuri agricole. Păi chiar vreau să vă întreb, dacă îmi permiteți, cum stă situația aici și dacă i-am sancționat, să spun așa, pe fermieri, inclusiv la subvenții. Din câte știu eu, era o măsură care putea fi luată în cazul în care identificam persoana care deținea respectiva suprafață de teren. Da. Penalitățile în ceea ce privește incendiile de miriști, pășuni și terenuri agricole... Care sunt interzise, da? Mai nou sunt interzise... Sunt interzise, nu mai nou. Prin lege. De mult. Prin 2015, dacă mă înșel, atunci când legea care le permitea fermierilor să incendieze miriștile pentru prevenirea dăunătorilor a fost abrogată. Deci sunt aproape 8 ani de atunci. Cuantumurile acestor penalități sunt prevăzute într-un regulament european și acolo sunt prevăzute niște praguri în funcție de suprafața agricolă afectată raportată la total fermă. Mai mult de atât, ca să ajungem să le ridicăm întreaga subvenție, trebuie să dovedim intenția.
Și pe acest capitol am avut nenumărate discuții cu grupul tripartit APIA, ISU, Garda de Mediu și avem cumva mâinile legate în ceea ce privește acest aspect. Unul singur, domnul comandant, nu? În ce 8 ani, doar unul singur? Unul singur de câțiva ani, de ani buni încoace, au putut să dovedească colegii de la ISU că focul era pus în funcționare. În afară de subvenții, alte sancțiuni mai există pentru ei? Nu știu. Păi nu, este vorba de procentul din subvenție. Acesta este excluderea totală. Și procentul, cum vă spuneam, este în funcție de suprafața incendiată, raportată la suprafața totală. Păi poate ne ajută domnul prefect și face o solicitare către guvern ca și la nivel național să se inițieze un astfel de demers legislativ. Păi până la urmă, cred că ar fi mai legislativ, da, privește întreaga țară. Dar eu mă refeream aici nu numai la cuantumul penalităților pe subvenția de la APIA, ci și cuantumul amenzilor pe care ISU poate să le aplice. Că în momentul de față, cuanturile nu sunt descurajatoare. Da? Sunt cuantumuri mici pe care fermierii le plătesc cu dezinvoltură și își văd de treabă.